N-a fost startul pe care noi ne-l doream, dar l-am uitat. Este extraordinar de bine că avem meciuri din 3 în 3 zile și avem posibilitatea să ne revanșăm sau să arătăm că tot ceea ce s-a întâmplat în prima etapă cu Sepsi n-a fost decât un simplu episod. Fostului selecționer contra îi pare rău pentru debutul lui Mihalcea. După o săptămână de stat în casă, era greu, dacă nu imposibil, ca Dinamo să scoate ceva din meciul cu Sepsi, a declarat Cosmin Contra. A fost o perioadă destul de grea, a fost o perioadă foarte încărcată și numai de fotbal nu s-a vorbit. Am stat o săptămână plus, să afli că ai un caz de coronavirus printre noi nu a căzut tot mai bine. N-am reușit să ne antrenăm cum ne doream și a contat foarte mult, dar trebuie să uităm. Avem nevoie sau am avut nevoie de astfel de meciuri ca să ne dăm seama că e important să calculăm și să conștientizăm că doar dacă suntem împreună putem să avem rezultate bune. Și da, eu cu Cosmin țin legătura în permanență, noi ne știm de foarte mult timp și nu trebuie să reamintesc lucrul acesta. Și este lângă mine. E un om, o persoană cu care vorbesc, una dintre cele câteva persoane importante din viața mea și mă ajută în orice moment. Ați reușit să stingeți focul din vestiar? Nu a fost niciun fel de foc. A fost mai degrabă o răbufnire a băieților pentru ceea ce s-a întâmplat în teren și anume că n-am avut o evoluție foarte bună. Dar n-a fost niciun fel de scandal. Au fost discuții bărbătești și normale în sânul echipei și nici de cum fake news-urile apărute vis-a-vis de scandal între echipă și antrenor sau între jucători sau între jucători. Ultimul duel cu FCSB s-a încheiat cu victoria Câinilor, 2-1 pe Arena Națională, goluri Sin și Lazar. Statistica ultimelor derbiuri zâmbește pentru Dinamo. Este un avantaj? Ar putea să fie un avantaj moral, ținând cont că mulți dintre băieții care vor juca și mâine au jucat și în ultimul derby și ultimele derbiuri, deci ar putea să fie. Dar sunt meciuri de cupă, jucăm contra unei echipe bune a campionatului, au jucători de o certă valoare și nu trebuie să negăm lucrul acesta, dar în același timp trebuie să conștientizăm că derbiurile au fost întotdeauna echilibrate și ca și în celelalte și acesta va fi, să spunem, poate la fel de echilibrat și mi-ar plăcea să se termine cu rezultatul de la ultima partidă. Se va decide finalista chiar după primul meci. Ultima oară în Cupa României, Dinamo s-a calificat în finală cu două remize, 1-1 pe teren propriu și 2-2 în deplasare, când au marcat regretatul Patrick Ekeng și fundașul central Ante Pulici. Nici de cum. Nici de cum. Sunt două meciuri și orice rezultat s-ar înregistra mâine, sunt convins că se va juca până la sfârșitul celei de-a doua manșe. Ce ar însemna pentru antrenorul Adrian Mihalcea un trofeu chiar la primul sezon pe banca Dinamoviștilor? Extraordinar de mult, ținând cont că sunt oarecum la începutul carierei mele de antrenor, dar n-aș vrea să gândesc atât de departe, vreau să iau fiecare meci în parte și cel mai important e cel de mâine. Am putea face un prim pas pentru a câștiga acest trofeu, dar în același timp trebuie să fim conștienți că o să avem o luptă destul de dură și în campionat. Deci mergem pe ambele fronturi. O să avem timp să ne gândim ceea ce se va întâmpla la finalul sezonului, dacă vom câștiga sau dacă nu. Momentan facem pași mici și asta ne dorim să reușim să legăm victorii. Cum trăia Adrian Mihalcea ca atacant la Dinamo derbiurile cu Steaua? Care a fost cel mai important gol marcat împotriva rivalilor? Sunt mai multe importante, dar în memoria spectatorilor și dinamoviști a rămas acel gol de 3-2 într-un moment în care
Noi nu mai reușisem după o perioadă lungă să batem Steaua și chiar cu golul acela am reușit să câștigăm împotriva Stelei și să luăm și campionatul în aceeași etapă. Deci a avut o importanță din prisma acestui fapt. Era o tensiune încă de la începutul săptămânii și tot ce s-a întâmplat, ce se întâmpla în jurul derbiurilor cu spectatorii, cu mass media, te supunea unei presiuni suplimentare. De multe ori am și avut emoții extraordinar de mari până am ajuns pe teren și poate se simțeau lucrurile acestea, emoțiile acestea, dar spre sfârșitul carierei le-am tratat ca pe simple meciuri de campionat. Nu mai este o noutate. DDB susține Dinamo. Chiar dacă se joacă fără spectator, se anunță încă un meci cu casa închisă pe arena noastră din Ștefan Cel Mare. Da. Sunt incredibil. Fac lucruri extraordinare. De când am venit eu la echipă, am simțit că parcă ca niciodată sunt mai aproape de noi și țin legătura în permanență cu ei și știu lucrurile acestea de ceea ce își doresc. În același timp știu că este o situație grea, a fost și încă nu s-a terminat situația grea prin care trece clubul și poate și din acest lucru își doresc să reușim împreună să câștigăm meciuri. Primul e cel de mâine și vom vedea în continuare.